Neața, bună dimineața! Mai mult ca sigur, fiecare român are cel puțin o cunoștință, un prieten sau o rudă plecată din țară. Unii și-au găsit de lucru, alții s-au stabilit de o viață pe alte meleaguri în căutarea unui trai mai bun. Și mai sunt o categorie, cei care după ani buni de pribegie au ales să se întoarcă acasă. Și-au pus speranțele într-un nou început și cu resursele câștigate afară vin și investesc în România. Sunt multe lacrimi la mijloc, credeți-mă, nopți de dor, dar și lecții prețioase legate de relațiile dintre oameni, de generozitate sau ospitalitate. Vorbim despre toate acestea cu Vasi Olărean, un bucovinean adevărat care a trăit o perioadă în Israel. A învățat limba, a cunoscut cultura, a luat ce a știut el că e mai bun din Țara Sfântă și s-a întors acasă, la Rădăuți, în județul Suceava, unde a deschis restaurant tradițional Bucovina. Județul Suceava a livrat încă din anii 90 forță de muncă în străinătate, iar Rădăuțiu zic eu că este în topul localităților care a trimis oameni la muncă. Cumva vă numărați printre acești oameni care au plecat în 94 din țară pentru un trai mai bun. V-ați întors în 2004? 2003. Ce ați făcut în tot timpul ăsta în străinătate? Cum v-a fost? Și cu ce gânduri v-ați întors în țară? Am plecat cu gânduri pe perioade scurte, pe un an, doi, chiar și mai scurt. De meserie sunteți bucătar? Nu, acolo am practicat. Când am plecat aveam 13 ani. Ați învățat meseria asta de bucătar în Israel? Acolo v-a specializat? Acolo ați învățat? Acolo. Ați luat-o de jos? De jos. Chiar de la spălat vase. De la spălat vase. Pentru că locurile erau ocupate și atunci ca să te poți intra în sânul lor, într-o echipă așa, da? Mergi pe alte principiu. Începem de jos și treptat, pentru că... Cât a stat așa la munca de jos, la spălat vase? Nu mult. 8 luni, că după aia. 8 luni? Da, până s-o... Ați înțeles care e mers învăț... într-o bucătărie profesionistă? Trebuia să învăț și eu un pic rețetele lor, trebuia să învăț stilul lor. Eu am lucrat pe parte mai mult la religioși. Și ce e specific în bucătăria lor? Ce trebuia să știți? De ce era trebuia să țineți salate. Cont? Trebuia să nu amestici laptele cu carnea, să nu amestici ingredientele, de exemplu, pătrunjelul, mărară. Până nu era verificat, controlat de un super... Noi spuneam supervisor. Dar de ce nu se amestecau aceste condimente? Trebuia întâi verificate să nu aibă insecte, să nu aibă ouăle de la insecte sau ce au depune ele pe bota aia, pe firul ăla. După spusele lor, era mai păcat să mănânci ouă sau insecte, așa? Decât carne de porc, îmi spuneau. Da? Serios? Da, era niște reguli de bază care... Le-am învățat pe parcurs. Ați lucrat în restaurante mari? În Israel nu. În Israel a fost un restaurant de familie, să-i spun așa. Era mai mult pe salate, pe mâncări pentru acasă, să-i spun. Să-i spunem așa. Ambalate era mai mult în Israel. Era o zonă religioasă, ultra-religioasă, în Ierusalim. După aia a trecut perioada de acomodare și a trecut perioada de adaptare și a venit obișnuința. Românii sunt adaptabili pe alte meleaguri. Cei muncitori își găsesc întotdeauna de lucru și se remarcă rapid dacă se țin de treabă și sunt serioși. Din aceeași categorie face parte și Vasile Olărean. Ați învățat să faceți salate? Păi la conducere, pur și simplu la restaurant și mai cu o echipă de 2-3 români am preluat pe timp din noapte. Vi ați adus? Echipa de acolo, români de acolo, sau se erau de acolo? Vineau români, gen eu fiind din marginea, o localitate lângă Rădăuți, pot să spun că 50% erau în Israel. Toate zonele astea au fost. În Israel au fost 500.000 de români. Foarte mult. Perioada aia a fost foarte mult. Hai să vorbim puțin despre bucătăria lor, că eu sunt chiar curioasă. Cum arată salatele izraelienilor? Ce ingrediente? Foloseam tot ce e posibil. Legume crude?
mergea mai mult boaza. Varză, castraveți, roșii, ceapa, varză. Era boaza. Păi veneau celelalte, și mai erau. Și la mâncările de bază, ce serveau? El fiind adaptat la ambalat, noi căutam ale care au o valoritate mai lungă, fără conservanți. Noi nu puneam nimic conservanți, decât foloseam strict necesar, sare, piper, oțet, lămâie, zahăr, era o tentă spre dulce, dulce acrișoră. Deci la ei dressingurile au și zahăr. Noi foloseam marinadele astea mai mult pe bază de oțet, lămâie și atunci foloseam. Carne mănâncă oamenii ăștia? Da, da. Unde am lucrat eu nu aveam voie să introducem carne. Aveam o altă bucătărie mică care se făcea un anumit program, câteva produse lactate, dar veneau strict ambalate, etichetate și le expuneam pe raft. Restul era pe bază de pește. Cam câte ore lucrați acolo? Câte ori? Erau și câte 14, câte 16, în prins când erau sărbătorile și câte 20. Adică ne-am închegat ca o familie, pot să spun. Ei au rămas pentru mine o familie, a doua familie. Și la ora actuală ținem legătura. Colegii români? Mă refer la patroni. La patroni. Colegii români suntem în permanență în legătură, dar ca patroni ne-am închegat ca o familie, toți. Avem acces la orice. Fiind temperaturile mari, ne accepta să folosim orice. Ei spuneau că nu avem productivitate dacă nu consumăm lichid și nu mâncăm. Nu era baza. Și se îngrijeau de treaba asta foarte, să fie bine. Foarte, nu? Chiar pot să spun că șeful care era atunci, dimineața când venea, el venea, mergea întâi la rugăciuni la ora 6, mergea acasă, servea o cafea și venea la servici. Primul lucru care îl făcea, ne făcea nouă freșuri. Era suc de morcov, de portocale, de grefi. Venea și ne întreba, ne dădea pahar din alea mari, la jumătate de litru. El spunea că astea, vitamini pentru început. Așa vă începea ziua. Așa începeam ziua și atunci îți dădea un curaj de a lucra. Nu erau restricțiile și asta conta mult. Reușea să strângeți bani, să trimiteți acasă sau ideea românului când merge, acolo? Ideea românului când merge în afară e să strângă și să trimite acasă, să-și construiască acasă ceva. În general, eu pot să spun eu care am luat călătoria, românii nu cheltuiau acolo, cheltuiau acasă și construiau ceva. Dar ați avut un stil de viață așa foarte chivernisit acolo sau... Nu. Aveam casa noastră. Aveați grijă de dumneavoastră. Mai și cheltuiați, vă mai și distrați. Ba da, ba da. Weekendurile erau sâmbitele, vinerile. Vă bucurați de viața da, acolo? Da, Marea Moarte, Elatul, Tel Avivul, da? Erau toate noastre. Mai ales vara. Cam auzit și povești cu români care chiar se chinuie, adică trăiesc în condiții mizere, doar ca să strângă bani și să trimită acasă. Israelul nu a fost așa, că și-au permis fiecare să stai undeva, într-un apartament închiriat. Uh-huh. Depinde de ei atunci dacă au acceptat să fie mai mulți în apartament, dar eu n-am întâlnit. Eu nu pot să spun că am întâlnit care stăteau în mizerie. Deci aveți un confort, era decent. Da, în apartament, după mărimea lui, vedeai cât în cap în el, ca și pe număr de persoane și atunci ne limitam la locuri. Erați plătiți bine? Da, pot să spun da. Ce înseamnă? La ce nivel? Câți bani reușeați să puneți deoparte după ce vă plăteați acolo? Păi mă rubi domeniul în care lucram, pe mâncare nu se cheltuia mai nimic. Mâncați acolo la restaurant, da? Mâncați acolo, chiria? Luam și acasă. Chiria depinde acum de apartament. Înge la $200 pe persoană, 250. Depinde acum. Pe lună? Da. Putea să fie și mai puțin. Depinde de apartamentul care îl alegeai. Și cam cât reușea un român să pună deoparte lunar? Putea să pună și 80% din tot ce încasa. Și restul să mai aibă și el o cheltuială. Depinde de fiecare acum. Câteva mii de euro? Putea să rămână cu 1500 de dolari. Era în dolari, nu era în euro. În dolari. După a venit perioada când s-a schimbat. Uh-huh. Depinde, erau care lucra. Gen, femeile dacă lucrau la curățenie, aveau dublu față de restaurant. Era la oră plătite. Restaurantele... Și în domeniul ăsta al curățeniei se plătea mai bine decât da, ca da, bucătar? Da, dublu. Da? Era la dublu prețul. Mm-hmm. Dar erau și bărbați care lucrau, pot să spun. Care lucrau, că era din cauza salariului, era mai mare.
veniturilor. Da. Bun, toată perioada asta din 90 până în 2004, 93-94? 94 până în 2003. Așa, ați lucrat doar în Israel? Da, că nu aveam posibilitate de numai acasă. Nu era nimeni de viză. Uh-huh. Tot spun la negru, dar ei ne-au acceptat așa. După aia au intervenit problemele și acolo și ne strecuram și noi. Uh-huh. Ultimii ani au fost mai mult pe perioade din noapte. Au avut serviciu din noapte. Tot în bucătărie? Tot în bucătărie. Dar de ce programul Pentru ăsta? Pentru că ne-am schimbat. Ritmul era mai mult pe aprovizionare. Faceam și ei se ocupau mai departe cu ambalare sau și era nevoie. Noi pregăteam mai mult. Uh-huh. Aveam lista. Tot ce trebuia, mâncare, se facea catering sau de ce? Făceau și catering, făceau de toate. Uh-huh. Tot ce se putea. Comenzi totul, dar noi eram la volum. Ați preluat ceva din mentalitatea lor, din principiile lor de viață? Când ajungi la o vârstă fragedă acolo, nu le dai importanță. Chiar dacă îți dă un cineva sfaturi, noi nu le dădeam. Că veniți din România după o perioadă, pot să-ți spun notare, după o revoluție, vedeam altfel lucruri. Acum pot să spun că îmi dau seama ce vreau să spun ei la mm-hmm. vremea respectivă. Da. Dar ce-ar fi de preluat din stilul lor de viață, din principiile lor de viață? Ar fi ceva de adus în țară, la noi? Nu cred. Noi avem ale noastre. Noi mergem pe zonele noastre, pe tradiția noastră. Ei merg pe a lor. Nu putem uni una cu alta. Că... Bine, nu mă refer neapărat la bucătărie. Poate din seriozitatea oamenilor, din stilul lor de a lucra, de a munci. Din caracterul lor ca oameni. Caracterul lor era foarte punctual. Erau foarte corecți, punctual, nu? Da. Bun, păi, eu cu care am lucrat eu. Zic că la capitolul ăsta am avea lucrat, și noi de... Cu care am lucrat eu, da. Îndrepta niște lucruri. Chiar, când era de lucru, era de lucru. Când glumeam, nu se punea problema. Deci punctualitatea îi caracterizează. Da. Eu dacă întârziam două minute, de obicei dimineața mă lua el. La ora 4 fără 5. Dimineața, că de la 8 trebuia să dea drumul la ușă, 8 jumate. Și atunci era o anumită listă care trebuie terminată de produs, de pregătit. Și, da, fiecare minut conta. El venea cu mașina ca să nu iau taxiul la ora respectivă. Era și condițiile. Zone de conflict. Unii locuiam sau ceva, să nu treacă poliția, să nu treacă armata. Și atunci venea el personal. Și dacă întârziam două minute, știu că m-a sunat de la restaurant. Ce facem? Da. Ne întâlnim la așa fix. Ok. Dar nu s-a întâmplat rar. Acum mă sculam înainte ceasului. Da. Bun, ați venit în 2003. Ați venit cu gândul de a investi aici, în țară. N-am venit în țară. Să luăm mai treptat. Am venit în 2003. S-au intensificat problemele acolo. Și cu arabii și cu noi. Atunci spunea problema emigranților. Atunci era posibilitatea să pleci de bunăvoie și nu spunea interdicție. S-a fost dat o lege pe o perioadă de câteva luni, un an. Cine pleacă acasă de bunăvoie nu o să beneficiază de o interdicție și de tot ce urmează. Da, da, era da. Perioada de 10 ani să nu mai intre, dar la ei posibil și mai mult. Și atunci am luat decizia, văzând că poliția omulă pe străzi așa. Prin căs și prin toate locuințele de spargușurile, era o chestie. Adică ați trăit și momente dintre astea tensionante? Nu, eu n-am avut, colegi au avut, da. Au fost colegi care mi s-au spart ușa, pur și simplu. Ei ne-au dat drumul de frică și mi s-au spart ușa. Complet. Am luat decizia să vin acasă. Și atunci, din discuțiile cu persoana respectivă, am încercat să fac o legătură pe partea de Europa. Am aflat că ei sunt mari, un popor care îi place mult să viziteze, turismul. Așa. Și lucrând cu un bucătar care la vremea respectivă lucra în Elveția, m-a rugat să... După 8 ani de lucru, 8 ani jumate de Israel, zic, să mă ajute și pe mine să părăsesc zona respectivă și mă duc în altă. Necunoscând România, după 8 ani jumate erau schimbări majore la noi. Da. Și în momentul ăla am plecat. Pe 7 iulie știu că am plecat. Cu ajutorul șefilor, ei mi-au făcut legăturile mai bune.
Și am plecat spre Italia, spre Milano. Și de acolo, cu o mașină, cu noi șefi, am plecat în Elveția. În Elveția? Ați ajuns în Elveția? Tot pe partea de kosher, tot pe partea de evrei. Așa. Și am continuat cu ei până în 2018, până am revenit acasă atunci. Dar, pe partea de Europa, lucram pe sezon. Preluat pe hotel, la început ca bucătar, după aia am preluat ca și șef. Între timp ați întemeiat o familie? După 2 ani de plimbat prin Europa, am plecat în Elveția 3 luni de zile, sezonul de vară, când nu puteam veni acasă, s-a fost început hotelul și fiind sezonul, trebuia să ajung la hotel, că nu-mi dădeau voie. Așa. Și în septembrie, când s-a terminat sezonul, atunci am venit de bea acasă după aproape 9 ani. Și când v-ați apucat de construcția acestui local? După 2 ani m-am apucat, după ce m-am căsătorit. Aveam proiectul făcut, aveam terenul cumpărat, să spun așa. Dar ideea și visul era să aveți restaurantul dumneavoastră? De bucătărie. Asta era un vis, o nebunie așa, creată în cap și atunci era o decizie de luat. Merg mai departe sau rămân? Soția e româncă? Da. Da, chiar umblând toată lumea asta. Ați era vecină. Pe a doilea uliță la sat. Ia uite, foarte aproape. Foarte aproape. Și unde ați găsit-o? Undeva în lume? Nu. Sau aici? Nu. A fost legătură de familie, dintre prieteni. O primă întâlnire, o primă vedere. Și la ora actuală, slavă Domnului, îi mulțumesc că suntem împreună și foarte bine. Spuneți-ne despre acest loc, pentru că prima impresie este că reprezintă Bucovina, nu degeaba restaurant tradițional Bucovina. Ce ați inclus în conceptul ăsta Bucovina la nivelul restaurantului dumneavoastră? Conceptul vine pe parcursul anilor, umblați prin Europa, tot cu evrei, Austria, foarte mulți ani, foarte multe sezoane, Elveția, 6 ani, chiar și pot spune și Italia, și Spania, și Portugalia, Grecia. Nu am întâlnit localnic să-și facă un, să-și creeze un restaurant. Eu, pur și simplu, nu am întâlnit, poate alții au întâlnit, să-și facă un restaurant românesc gen sau italian sau ce genul. Nu. Aveau toți restaurante din zonă, de tradiție. Atunci, având construcția începută, am mers pe ideea să ceva tradițional, ceva de zonă, dar nici prea să merg pe extrema tradițională și adică nici nu pe foarte modern. Rustic. Nu foarte rustic. Ați adus influențele izraeliene în bucătăria dumneavoastră, cu siguranță. Asta am încercat un pic. Și se combină bine bucătăria românească bucovineană cu cea izraeliană? E un pic mai dificil de a intra pe piață cu bucătăria izraeliană. Da, au pentru alte că gusturi, românii nu cunosc. Au alte arome, sunt mai orientale. Dar e un început acum, ceva timp să se caute ceva nou. Și urmează pe parcurs să schimbăm tot meniul. Care este meniul? La momentul acesta ce se poate servi în restaurant? La momentul acesta nu am multe produse. Numai pe comandă, pe bază de cine mă cunoaște, face o rezervare și spune că vrea ceva. Este și un meniu care poate să aleagă ceva care diferă, dar este și varianta personală. Eu fiind gazda, pot ies. Puteți face la moment ce-și dorește omul. Da, în limita posibilităților. Așa. Ciorba rădăuțeană? Cred că nu lipsește, că e la mama ei acasă, ținem, nu? Asta tradiția. Dacă restaurantul e tradițional Bucovina, atunci noi trebuie să mergem pe un anumit procent zone. Ne adaptăm și turiștilor care vor veni. Sunt perioade când sunt sărmăluțele, sunt perioade când vin sărbătorile și mai adăugăm câte ceva. Dacă am vorbit de sărbătorile de iarnă, că sunt cele mai savuroase și cele mai consistente, așa, ce ați pune pe masa de sărbători? Cuiz bucovinean în preparat. Tradițional. Mi-e complicat să le combin cu iz bucovinean să fie și ceva internațional. Merge paralel, să fie și produse tradiționale pe o masă, poate să fie și produse preparate cu alte tente, cu alte... Să fie ceva savuros așa pentru musafiri care să ia ochii, știți, că întotdeauna gazda asta își dorește. Mă duce pe partea de salate, că acum
am observat că un trend. Salate, bun. Dați-ne niște idei. Ce salate să facem? Se mai poate adapta la salate care tot sunt făcute din ardeal sau din vinete copte, cu diferite marinade, pe bază de oțet, de lămâie, multe semințe, mixturi de semințe, de alune, de miez de nucă. Acum, în limita posibilităților, verdeață, patrunjel, care îi place marar, coriandru, se mai poate. Și atunci se poate face o combinație între românesc și ceva oriental, zic spune așa, ca să nu spun, izraelian. Friptura, cum trebuie să fie? Eu și-am optat, m-am dus pe berbecuț, că trăind cu evrei, ei nu consumă carne de porc. Și atunci m-am dus mai mult pe direcția de berbec, oaie, vită, ceva de vită care se poate. Așa. Chiar la noi nu-i ceva lipsește la noi pe parte de vită, se consumă. Destul de puțin? Da, foarte puțin, chiar pot să spun. Dar dumneavoastră acasă, dacă ar fi să faceți friptura de porc pentru Crăciun, cum ați face-o? Vreau și o rețetă, să plec de aici din interviul ăsta cu o rețetă. Cum făceau bunice, la foc mic, foarte, foarte mult timp. Nu, să o luăm așa strategic, se spală carnea, se așează în baiți, o lăsați sau nu o lăsați în baiți, o puneți direct la cuptor, cu ce o puneți la cuptor? Nu, lasă, o marinez jumătate de oră, un pic. Da, cu ce? Clasice, sare, piper, usturoi, dă un pic de marinat, de să atragă un pic de gust. Usturoiul tăiați feliuțe sau îl zdrobiți? Îl zdrobesc. Îl zdrobiți. Zdrobesc, mai bine să nu se simtă așa de tare. Așa. Cimbru. Da, se poate un pic de cimbru, dar eu trăind mai mult în mediu, hotelier, să spun așa, mai mult cu evrei și pe regulilor, merg pe simplu, așa nu. Pe mine așa m-a învățat, mâncarea simplă, cea mai gustoasă. Bun, rămânem la sare, piper, un pic de ulei, noi probabil, și usturoi. Noi foarte multe ceapă. Ceapă? Ardeal gras roșu, să-i spunem așa. Că la noi, ei în afară nu au gogoșoară noastră, nu există. Ardeal gras. Ardeal gras, da? Ardeal gras. Așa. Și mirodene. Acum depinde fiecare după gustul lui. Bun, ați făcut marinata asta, l-ați lăsat jumătate ceapă, de oră? Un pic. Adăugăm totul în un loc, un pic de zeamă de oasă, înfoliat bine, 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 bine și îl dăm ori la cuptor, ori la foc foarte mic, multe ori. Asta e secretul, slow cooking, nu? Da. Lucrând mult în hotel, am avut foarte mulți clienți de vârsta a treia, pot să spun de la 60 de ani în sus chiar. Și atunci trebuia să fiu atent ce poate să consum el, nu puteam să-i dau o carne în sânge sau, nu știu... Da, și care salatic. Erau preferințele? Să fie cât mai fiert, să fie cât mai fragit, să fie cât mai cu sos. Și ușor să aibă de gust, mâncat, probabil. Și ușor de mâncat. Și atunci trebuie să o fac la foc mic, cât mai mult timp, să fie fragit, ca să pot primi la sfârșit, măcar. Îmi mulțumesc. Da. Adică aveați contact, mai ieșați din bucătărie să cereți impresii? În permanență ieșeam din bucătărie. Cel mai important lucru era când vinea grupul. Trebuia să vedem ce persoane vin, vârsta, cui urmează procentul, să gătiți, nu? Da. Că atunci știam exact în ce direcție să merg cu preparatul. O să fie mai crudități, mai multe, vrem mai fresh, mai așa, sau optează pe cât mai fiert, cât mai pregătit, că el fiind la o vârstă înaintată, atunci nu. Nu mânca orice. Nu mănânc orice. Chiar și salatele de crudități trebuie ardelul copt, mai mult antipaste, să le spun așa. Nu ies românește. Mai mult copte, legumii la grătar. Aveți de când să organizați aici evenimente? Care e strategia business-ului pe care l-ați deschis? Încercăm să ne extindem pe partea de evenimente cât mai mult. Da? Botezuri. Nunț, orice eveniment privat. Care e capacitatea localului? Ce ați la putea Crama face? Avem undeva la 70 de locuri. Crama este aici, aici în zona unde ne aflăm acum, noi. La partea restaurantul, care e un pic mai diferit. 110 locuri pe partea de eveniment. Dacă nu e eveniment, intră mai mulți. A văzut avem că aveți și muzică curtea. La terasă. Da, avem o formație cu care colaborăm. Suntem chiar și prieteni, pot să spun așa, memory, brand.
Toma Verel și Violeta Răpciuc, care suntem foarte buni prieteni din mulți, mulți ani, ne cunoșteam. Un repertoriu internațional, din câte am văzut. Internațional, românesc, tot ce e posibil, tot ce se poate. El are un nivel foarte bun de pregătire și nu cred că are obstacole, nu l-am întâlnit. Cum v-ați descurcat în pandemie? Că ați deschis exact când autoritățile au închis și pensiunile și restaurantele. Luni, ați făcut catering? Ce ați făcut? Am încercat să facem și catering, am încercat un pic să menținem cât de cât, să nu fie chiar închis 100%. Au început oamenii să vă cunoască, să vă știe, să treacă pe aici? Promovăm foarte mult pe internet. Promovați pe internet, da? Da. Pe zicem, Facebook? Internet, sau Facebook, Instagram, tot ce se poate, internet. Uh-huh. La ora actuală e cel mai căutat. Aș vrea să le transmitem oamenilor un mesaj. Dacă ar vrea să ajungă în zona asta, Bucovina, și clar trec și prin Rădăuți, ce le-ați spune despre acest local? Depinde cum de fiecare. Ceva tradițional, ca să spun așa, locului, pe turismul care vine în zonă, presupun că vrea ceva tradițional. Nu o să caute ceva izraelian, să spun. Poate pe parcurs. O țuică de casă, o afinată făcută de casă, toate preparatele chiar sunt făcute, în general, toate sunt făcute în bucătăria noastră. Cu ingrediente locale, de la producători locali? Chiar am să vă arăt, unele ingrediente sunt din grădina mea. Ceapă, morcov, pătrunjel și se mai cultivă. Avem o grădină în spate. Așa. Cât ne permite, folosim de acolo, de unii nu, la piață. Eu le-aș spune și faptul că aici găsesc niște porții zdravene foarte mari și am înțeles eu că asta este specific zonei. E o problemă de lucrând în afară cu primul, să spun, șef care l-am avut în afară. Așa. Acolo erau porțile generoase. El ne spunea tot timpul, omul să nu meargă flământ, clientul să fie foarte mulțumit. Că primul lucru într-un turist este să nu cheltui banii prea mult pe mâncare. El ne învăța că mesele trebuie să curgă. Noi aveam mai mult bufet suedez. Când venea o clientă, secretul era să curgă de pe masă. Și el spunea că a doua zi mă sună telefonul fără opriri. Politica lui era de genul, prima zi vine omul. E prima impresie? Prima impresie. A doua zi, dacă e tot așa încărcat, îl sună prietenii care sunt la cumpănă. Unii se meargă în vacanță și atunci el suna pe ăsta care știa că deja se află în hotel. Când îi spunea prima impresie, în clipa o, doi, suna să vină și el. Așa se aduc clienții, unul pe altul, nu? Da, reclamă cea mai bună. Cum vedeți România acum, după atâția ani petrecuți în afară? E țară frumoasă. Nu știm noi să o descoperim. Nici nu mi-e frumos ca acasă, să vorbești limba ta. Oriunde am fost, nu era farmecul ăla să stau. Să mă stabilesc în țara respectivă. Dar cum vedeți acum Rădăuțiu după atâția ani? Un oraș plin de case, care mai de care mai frumoasă? E o competiție aici. Rădăuțiu, ca și oraș, e frumos. De asta și m-am oprit aici. Un orașel mic, cochet. Nu mai are de lucrat la el. Sperăm. Speranța mare ultima să meargă așa în continuare, cum am început. Și pas cu pas se mărește. O să vină și aia care mai sunt în afară. O să se întoarcă românii, da, plecați în afară, nu? Se întorc și aia. Sunt mulți care vor rămâne până la bătrânețe. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Vă urez succes în activitatea dumneavoastră. Să aveți clienți, că asta vă doriți, nu? Da. Sau care ar fi dorința cea mai arzătoare? Să avem clienți, că după aia banul vine. Special pentru toți fanii România văzută din tractor. Paese mio che stai sulla collina, disteso con un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente, sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà?
Esa la de la mia vita, chi lo sa. So fa tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto una chitarra se la notte piangerò, una media di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fronte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento, è come quanto non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei sono quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente, ma non mai si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Se fa tutto, forse niente, nada mai si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, sarà quel che sarà. E sarà, sarà.